Ca în fiecare an, în preajma sărbătorilor pascale, primăria, prin Societatea Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni, le-a făcut o bucurie imensă copiilor din localitate. Începând de astăzi până la sfârșitul lunii, puștii se pot bucura de gesturile drăgălașe ale iepurașilor. Am pregătit acest părculeț unde am adus figurine 3D. De fapt, figurinele 3D sunt cumpărate din anii trecuți, deci nu am investit niciun ban în acest an. Venim cu ce am avut din anii trecuți. Avem aceste figurine 3D care le vedeți noastră, iepurașii, ouă, pui de găină. Micuții au fost foarte încântați de iepurași și nu au ezitat să-i mângâie, dar mai ales le-au împărtășit dorințele pe care le-au în privința cadourilor de Paște. Ce-ți doresc să aducă iepurașul de Paște? Îmi doresc un lobos și o rachetă. Un lobos și o rachetă. Ce-ți place? Iepurașii. De ce-ți plac iepurașii? Că sunt pufoși. De Paște ce vrei să-ți aducă? Ciocolată. Ce face iepurașul de Paște, știi? Aduce daruri la copii cu minți. Tu ce-ți dorești să-ți aducă? O păpușă. De Paște, centrul civic al orașului Mioveni va fi împodobit cu ornamente specifice aceste sărbători, înfățișând miei, ouă, iepurași și puișori. Acestea vor înfrumuseța orașul până la sfârșitul lunii aprilie.